Clubul sportiv Toracai, condus de sensei Daniel Porcaro, a susținut în ziua de 15 august o demonstrație de arte marțiale pentru stilul de karate Ishiryu în satul Osoi cu ocazia zilei de Sfânta Maria. În cadrul acestei demonstrații au fost prezenți aproximativ 17 copii din zona comunei Osoi, Chicirea și Tomești. Copiii s-au pregătit într-un timp de aproape 2 săptămâni în cadrul școlii din sat, aceștia fiind foarte încântați de stilul pe care îl practică, relatându-ne satisfacția pe care o au învățând acest stil de karate Ishiryu. De când practic acest sport, oriunde aș fi mă simt protejat, datorită tehnicilor de autoapărare pe care le-am învățat. Aceste arte marțiale dezvoltă foarte mult concentrarea și disciplina. Practica Ishiryu de una și câteva luni și în tot acest timp am învățat foarte multe tehnici de autoapărare, am învățat aceste controluri și mă simt mult mai în siguranță. Acest stil de karate dezvoltă foarte mult mintea. Vă aștept la sală ca să deslușesc hainele karate-ului. La baza pregătirii acestor minunați copii stă sensei Daniel Porcaru, care ne-a vorbit de această demonstrație. Clubul de karate Toracai au participat la o demonstrație de karate în localitatea Osoi, dintre care am fost invitați de către domnul primar de la Comarna și cu un mic sprijin bănesc pentru toți cei care au participat la demonstrație. Copiii s-au descurcat foarte bine, mai așteptăm în continuare la alte demonstrații. Demonstrațiile făcute de copii au constat în luptă de tip autoapărare cu un adversar sau doi, prize și atacuri articulate și eliberări din apucare de păr, braț sau în centură, precum și luptă la sol și chiar atacuri cu arme, cât și demonstrații de kata și kata sincron. Deliciul acestei demonstrații a fost momentul de spargeri în care trei dintre copiii cei mai avansați au spart ei însuși bucăți de țiglă și becea. Momentul culminant fiind spargerile efectuate de însuși sensei Daniel Porcaru. Primarul comunei a fost foarte încântat de prezența acestor copii cu care dorește să facă performanță, încurajându-i în dezvoltarea abilităților lor, iar în urma acestei demonstrații, cu ajutorul Consiliului Local, s-a pus la dispoziție premierea copiilor. La sărbătoarea satului Osoi am căutat să-i invit pentru a participa și a demonstra arte marțiale. Grupul este un grup foarte bine pregătit, la care am ținut foarte mult să-i motivez printr-un sprijin financiar cu acordul Consiliului Local. Suntem foarte mulțumiți de faptul că copiii sunt pregătiți bine, își dau interes pentru ceea ce fac și acest lucru este un lucru important pentru mine datorită faptului că caut să sprijin acestei competiții. Le dorim copiilor prezenți să fie performări în pregătirea lor și fie ca timpul să-i ajute să meargă cât mai departe în învățarea acestui stil, căci poate într-o zi chiar ei vor deveni maestri.